iarăși cred că avem o așteptare un pic falsă că se repetă ce a fost în 2010, 2011, 2012, scăderi de 40, 50, 60%. Nu cred că vom fi acolo. De ce? Că România nu e acolo. Oamenii își fac curaj să cumpere imobiliare în momentul în care au siguranța lucrului că vor putea să ducă achiziția, să plătească creditul, se simt confortabil și stabil cu jobul pe care l-au. E un pas important când îți faci o achiziție de 100.000, 150.000 de euro. Evident că imobiliarele nu oscilează cum oscilează bursa. Bursa a căzut ieri cu 4-5% în Statele Unite. Nu o să se întâmple astea pe imobiliare. Salutare, dragii mei! Azi l-avem pe Adriana Soltani alături de noi, cunoscut pentru podcastul de educație financiară Viața și Banii, pentru cursuri, pentru niște cărți faine, între care una am primit-o chiar astăzi cadou, dragul unde-s banii. Mersi foarte mult, Adrian! Mare drag! Mersi de invitație! Cu tot dragul! Și astăzi o să ne ducem iarăși într-un spațiu, să spunem, la intersecție cu zona de imobiliare, care de fapt este subiectul podcastului nostru, și anume zona de educație financiară, așa pe larg. Da? După cum bine știți, ne vedem în fiecare săptămână cu date factuale și cu opinii relevante informate despre piața imobiliară, construcția noi și vânzarea acestora, și căutăm să aducem tot timpul și domenii conexe, care să ne ajute să vedem o perspectivă mai largă, pentru că imobiliarele singure sau educația financiară singură nu poate să funcționeze. Așa că, Adrian, mulțumesc foarte mult că ai așteptat invitația. Mulțumesc și eu. Și pentru că eu te urmăresc atunci când fac sport, să știi. Ok. Îți ascult podcastul. Atunci te face să alegi mai repede sau mai încet? Devine de podcast. Ok. Ultima oară, cred că era ceva despre criza, așa că am mers un pic mai încet. Am înțeles, da. Ok. Dar altele au fost mai pozitive, am mers un pic mai repede. Bun. Fac asta de multe ori, adică am câteva podcasturi pe care când simt că sunt, pot să combin learning-ul cu sportul, atunci le fac împreună. Perfect. Și în ultima vreme o cam fac, așa că good. Mersi. O să putem să dezbatem lucruri pe care le-am văzut în ceea ce ai vrut deja, dar ca să te cunoască și autorii noștri mai bine, care sunt mult în zona investițiilor imobiliare, aș vrea să ne spui așa, pe scurt, cum ai ajuns la acest domeniu, educație financiară, ce te-a mânat până aici sau ce te mână acum aici? Nevoia. Bă, nu i-am lăsat. Care este o motivație foarte puternică. Pe mine criza din 2009-2010 m-a tăvălit foarte tare. La momentul ăla, cum zic eu, stăteam într-un singur picior financiar, adică mă bazam într-un singur business pe care îl aveam în zona de marketing, materiale promoționale și așa mai departe. În general, ăsta e unul din primele domenii care se prăbușește atunci când apare o criză. E unul din bugetele care dispare din companii. Eu am avut în 2009 atunci o cădere de 90-92% a business-ului. Deci a fost efectiv un blocaj total. Am făcut greșeala, de fapt greșeala. Fără educație financiară nu prea înțelegi ce ți se întâmplă și atunci nu-ți dai seama cum poți să citești realitatea din jurul tău și ce pași ai avea de făcut. Ei, mă uitam și eu la liderii noștri la momentul ăla, care ne spuneau că România e tigrul Europei, criza e doar în America, este doar pe imobiliare, stai liniștit, noi suntem foarte extraordinari așa. Și într-adevăr, în 2008 am avut o creștere economică de, nu știu, 6-7%, doar că în 2009-2010 am avut scădere de minus 7%. Poate că nu pare mult, dar la nivelul unei economii înseamnă e ceva copleșitor. Da? Ce înseamnă că în anumite domenii s-au prăbușit colaps total. Și asta mi s-a întâmplat și mie. Soția mea nu lucra, atunci era în creștere de copii. Și ce am încercat eu să fac atunci, plecând de la ideea că hai să mai rezistăm puțin că o să treacă, am început să mă împrumut. Întâi am putut să fac de la bancă ceva, după aceea am luat prietenii la rând, după aceea am luat neamurile la rând, după aceea am ajuns la cămătare, după aceea am ajuns la taxe la stat, după aceea, deci am trecut în toată povestea asta. Într-un an jumate ajunsesem la peste 200.000 de euro împrumutați, în ideea hai să mai rezistăm o lună, să mai dau niște salarii, să mai plătesc chiria, să plătesc leasingul la mașină, să fac ce vreau să fac. Pentru că așteptam de luna următoare, vin iar comenzile, vin iar proiectele, o să ne revenim și așa mai departe.
Este o vorbă că piața poate rămâne irațională mai mult decât poți să rămâi tu solvabil. Da? Exact asta mi s-a întâmplat. E foarte bun. Da. Și în 2010, așa, când pe la sfârșit, când ajunsesem la sumele astea, deja nu mai aveam de unde să mă iau. Eu aveam niște proprietăți imobiliare, aveam niște terenuri cumpărate, dar cumpărate prost și scump, aveam și alte active, doar că totul era blocat. Dacă vroiam să le vând, ar fi trebuit să le dau cu un discount de 80%, 90%, adică vorbim de niște terenuri în nordul capitalei, undeva Tamaș, Corbeanca, da, Butiman, în zona aia, deci cumpărate aiurea, cumpărate prost, alte greșeli pe care le-am făcut, evident că așa face omul când are bani din abundență, nu mai este atent și n-aveam ce să vând la momentul ăla. Și atunci m-am tot împrumutat. În 2010, pe la finalul anului, când ajunsese suma asta, deja îmi puneam problema, trebuie să vindem casa pentru a îi plăti pe oamenii ăștia înapoi. Ăla a fost un prim moment de conștientizare, a trebuit în primul rând să-i spun soției că situația în care eram, deci a fost un șoc pe relație, în primul rând. Uh-huh. Și după aceea, din fericire, mi-a dat Dumnezeu o soție care mi-a zis, bă, împreună am intrat în chestia asta, am încredere că o să și ieșim. Evident, se putea termina în foarte multe direcții situația respectivă, dar următorii 5 ani de zile au fost dedicați doar pentru asta. Am vândut una dintre mașini, s-a angajat și ea, la un moment dat când am putut, am vândut o garsonieră pe care o aveam, plătim încămătare, am lichidat niște asigurări de viață, am făcut tot ce se putea face și tot ce producea firma, am ajustat, am mai renunțat la niște colegi, cu mare părere de rău pentru că formasem o familie acolo, dar asta e situația. Și 5 ani de zile mai târziu, la final de 2015, curățasem treaba, începuse și firma să meargă, deci s-a rezolvat. Educația financiară a început de nevoie la mine, uh-huh. Mi-am dat seama că fac niște greșeli foarte mari, am început să citesc, am început să mă duc la cursuri, să urmăresc oameni mai deștepți ca mine, să văd ce naiba fac greșit. Și de acolo am început întâi modest așa să-i ajut pe alții din jurul meu, adică rude, prieteni pe care îi vedeam la fel în dificultate și ziceam, uite, eu am citit într-o carte chestia asta, eu am încercat, la noi în casă se face așa, noi ținem banii pe plicuri, îi împărțim pe plicuri și ne-a ajutat sistemul ăsta foarte mult, ne-a scos din foarte multe. Acum cei care se uită la noi o să zică bani pe plicuri în 2022, du-te bă de aici, da? Plicuri egal conturi. Plicuri, conturi, de fapt în spate se află principiul de a-ți împărți banii pe categorii. Exact. Nu contează cum o faci, dar împarte-i pe categorii ca să-i vezi mai clar. Și acasă e bine cu nevasta să-i împarți pe categorii și la business e bine să-i ai pe căprării, da? Să știi ce e pentru taxe, să știi pe ce e pentru furnizori, salariași și așa mai departe, pentru că le vezi mai clar. Alminterea, antreprenorul începe să facă greșeala asta, confundă banii firmei cu banii lui, zice, hai că fac o plată de acolo, dar de fapt e TVA-ul, hai că plătesc TVA-ul, de fapt sunt banii de salarii, adică încep să faci un mix din ăsta foarte periculos. Foarte periculos. Și atunci așa a pornit povestea asta. După aceea nevastă mi-a zis, bă, tu zici bine ce faci, văd că îi lămurești pe oamenii ăștia cât de cât, dar o să rămânem fără prieteni dacă tot, pentru că nu toată lumea are deschidere la educație financiară. Dacă n-ai trecut printr-o experiență sau dacă nu ți s-au, da, să devii curios în zona asta, uneori oamenii își ridică scuturile, adică zic, da, lasă-mă, eu mă pricep la chestiile astea, nu trebuie să vii tu să-mi povestești. Și nevastă mea în 2016 mi-a făcut cadou un voucher la un curs de public speaking. A zis, nu mai vorbi cu oamenii unul la unul, tu trebuie să vorbești cu mai mulți. Și de acolo am făcut cursul ăsta, în fine. În juriu era cineva de la o televiziune, m-a chemat într-o emisiune, de acolo a crescut și m-au văzut alții, m-au invitat părinții pe la școli, copii și așa mai departe, angajați prin companii și s-a creat bulgările astea de zăpadă care este acum. Și trebuie să recunosc că fără criza aia, apropo de criza care creează oportunități, fără criza respectivă, probabil că n-aș fi ajuns aici, n-ar fi existat cartea asta, n-ar fi existat live-urile Viața și Banii, n-aș fi stat aici de vorbă cu tine. Felicitări. Da, mersi frumos. M-am conectat foarte fain cu povestea ta, am simțit așa că a fost extrem de autentică
Și cred că atunci când vorbești din propria experiență și mesajul tău e mai puternic în fața. A fost o lecție scumpă și da, cred că puteam să fac Harvardul de banii ăștia sau puteam să învăț la orice facultate de prestigiu, dar am ales cartea asta, am ales partea asta sau calea asta mai scumpă și mai grea. Să înveți, să faci educație financiară pe banii tăi. Este... Din fericire, în momentul ăsta există în piață foarte multă educație financiară. Deci dacă vrei să te educi, există oameni foarte faini, există oameni foarte deștepți. Pe investiții, pe finanțe personale, pe imobiliare, pe ce vrei tu, ai informații berechet. La momentul ăla nu era așa de ușor. Și totuși nu vorbim de mult, vorbim de 10-15 ani. Adică eu... Da, piața asta s-a schimbat foarte mult. Da, a crescut enorm. Da. Bun, și în acest moment când... Pare așa că avem cel puțin o criză pe anumite segmente. Uh-huh. Cum privești acum lucrurile, dacă ar trebui să compari cele două perspective? Păi măcar lecțiile astea le-am învățat din trecut. O lecție foarte importantă pe care am construit-o în timp este să nu mai stau niciodată într-un singur picior financiar, adică să nu depind de o singură sursă de venit, și de asta m-am ocupat practic inclusiv pe zona imobiliară. Imobiliarele sunt o pasiune pentru mine și atunci domeniul ăsta mi-e tare drag. Avem mai multe proprietăți închiriate, generatoare de cash flow, avem și niște lecții scumpe, de asemenea niște achiziții stupide făcute, dar sunt parte din toată experiența asta. Și atunci regula numărul 1 este nu stăm niciodată într-un singur picior financiar. Întotdeauna avem mai multe surse de venit, business-uri, chirii, proiecte, carte, ceva astfel încât să ai mai multă stabilitate. Uh-huh. Și apropo de momentul ăsta în care suntem acum, perioada următoare, părerea mea, următorii 2-3 ani, vor fi în primul rând o provocare din cauza cheltuielilor pe care le vor simți cu toții, că este energie, că sunt creșterea ratelor, că este ce vrei tu, dar cheltuielile vor fi consistente. Și mai periculos este că vor începe să fie afectate veniturile, adică oamenii o să vadă că ori se subțiază picioarele lor financiare, ori uneori dispar de tot. Suntem, explic eu în mai multe materiale și în cursuri, e foarte important să înțelegi cum funcționează ciclul economic, pentru că în momentul ăla începi să vezi trei pași în fața ta, adică poți să te pregătești mai ușor pentru ce urmează. Un ciclu economic durează undeva între 8, 9, 10, 11, 12 ani, în funcție și de măsurile pe care le mai au băncile centrale, guvernele, pompează bani sau fac diverse chestii. Dar ce e de înțeles este că orice economie funcționează în aceste cicluri. Avem o perioadă de creștere foarte interesantă, foarte plăcută, da? Consumul crește, oamenii sunt interesați de haine, de vacanțe, de mașini, de imobiliare, da? Asta duce inevitabil la creșterea inflației, pentru că lucrurile încep să se scumpească, mai ales pe măsură ce oamenii încep să se împrumute, au acces la credit mai ușor, duce evident prețurile sus. Intervin băncile centrale care cresc dobânzile, oamenii își văd ratele dublate, chiar astăzi acum vin de la un curs, mi-a zis o domnișoară că ea avea 1700 rata până acum 3 luni de zile, da? Până la începutul anului să zic, acum are 3000 de lei. Deci la 1700 la 3000 de lei, această persoană sau familie, da, nu mai are 13 milioane pe lună. Nu mai are bani ăștia, pur și simplu. Adică nu mai are bani să mai ducă copilul la un film sau o prăjitură sau anumite lucruri vor trebui tăiate de aici. Asta creează inevitabil, când vorbim de o masă critică de sute de mii de oameni sau de milioane de oameni, creează evident a doua parte a ciclului, care este scăderea economică. Și atunci, când scade economia, scad veniturile, scade activitatea economică în general, companiile încep să ajusteze la rândul lor cheltuieli, proiecte, taie din marketing, da? Nu mai cumpără promoționale, drept pentru care unul din picioarele mele financiare s-a prăbușit, așa, din în perioada nou. Asta, din nou, uh-huh. Dar l-am văzut venind, uh-huh. Și am înțeles faptul ăsta, drept pentru care acest celălalt picior financiar, avem mai multe, dar al doilea pe zona de business, respectiv educația financiară, a explodat pur și simplu, pentru că în perioadele de criză, panică, îngrijorare, oamenii vor să învețe. Știi? Și atunci urmează o perioadă destul de delicată, după părerea mea, 2-3 ani, provocări pe partea de cheltuieli mari, ce să vorbesc, la nivel personal, la business mi-a venit la sediu, factura, ultima factură de curent este 22 de milioane. 2200 pentru 200 de metri pătrați, ok,
Dar media până acum era de 250, 300, 350 de lei. Deci avem o factură care brusc, au greșit ei câțiva kilovați pe acolo, da, o aproximare, dar nu foarte mult. Ideea este că a venit factura de 5 ori mai mare. Ceea ce e un prim semnal, da? N-o să mă dezechilibreze, dar e un semnal de... Și dacă te uiți pe Facebook, o să vezi foarte multe mesaje de oameni care s-au trezit cu niște facturi de 5 ori mai mari. Și zic, ce avem de făcut? E, abia începem, da? Ca poveste. Cam asta e. Și totuși în peisajul ăsta, poți face și investiții. Absolut. Da. Absolut. De fapt, e posibil chiar acum mai bine. Să poți să faci. Păi, practic, acum. Investiții. Da. Acum un an de zile totul era scump. Da, bursa era scumpă, cripto era scump, imobiliarele de asemenea erau și sunt în continuare scumpe. Oportunitățile, așa cum sunt convins că auziți pe toate canalele, oportunitățile mari sunt în criză dacă ești pregătit pentru ele. Că dacă nu ești pregătit, crizele te tăvălesc foarte nasol. Și pregătirea de două tipuri. Unul, să știi ce de făcut. Aici dintre educația. Și aportul vostru al tău, lui Valentina, lui Bogdan, Dan Sulica, așa mai departe, este impresionant, cred că a ajutat enorm în ultimii ani. Doamne, nu știu. Dar după aia să te prinde și cu bani. Da. Pentru că, na, cam ai nevoie. Cam da. Adică nu prea poți să mai da. Să faci, să schimbi lucrurile. Sunt și investiții pe care poți să le faci puțin, dar cel puțin în zona imobiliară. Da. Și... În contextul, uite, eu primesc foarte des întrebarea asta, fiind și în domeniu și având experiență partea... Când cad imobiliare. Da, ce se întâmplă când vreau să prăbușesc prețul, de primesc întrebarea asta în fiecare zi. Și am ajuns în punctul care, haideți să nu mai zic că vor crește pe termen mediu și lung, ceea ce probabil că asta se va întâmpla, pentru că ciclul imobiliar are două faze. Corect. Și noi suntem pe care suntem la a doua fază acum. Hai să vedem ce s-ar putea întâmpla pe termen scurt și am început să spunem la propriu cu date. Luna trecută a scăzut cu 0,8%. Okay. Luna asta a crescut cu 0,7% și așa mai departe. Și facem asta în fiecare lună. Am început de două luni deja treaba asta și să văd dacă oamenii iau aceste informații care sunt factuale și fac ceva cu ele. Okay. Da, pentru că intuiția emoțională a tuturor când vine o criză este a gata, voi din imobiliare... Să alege praf. Puteți să închideți, plecați de niște. Realitatea este că nu e așa. Au scăzut vânzele, pot să zic asta 100%, adică cine spune altceva nu... Corect. Nu e autentic. Văd pe mai bine de 16 proiecte, 16 proiecte, în momentul ăsta peste 1000 de apartamente, numai în construcții noi, București, și urmează și Iași. Sunt la jumate, poate chiar sub jumate ca vânzări. Deci, cumva, avem un stoc care se acumulează și o cerere care este în scădere. Asta este scenariul care, teoretic, cel puțin... Legea cerere și a oferte, da. Ar putea să dea o scădere. Dar, pe termen scurt, nu se vede lucrul ăsta. Și oamenii zic că mai aștept două luni, mai aștept luni. Ce m-aș bucura dacă oamenii îl vedea este că, dacă au intenția să investească, ce puțin în imobiliare, nu trebuie să aștept două, trei luni. Dacă vor să cumpere într-o cădere, trebuie să aștepte să uite pe ciclu foarte bine, să vadă că sunt vreo două puncte pe ciclu în care ai o scădere importantă. Apar niște oportunități. Dar nu se întâmplă în două, trei luni și după aia, după aia, două, trei luni, începe din nou să crească. Că nu merge ca bursa. Corect. Tu ce părere ai pe tema asta? Păi, de-aia e foarte important să înțelegi ciclurile economice și ciclul imobiliar, care are un pic o formă un pic diferită, dar are legătură și cu ce se întâmplă în restul economiei. Pentru că, în general, oamenii își fac curaj să cumpere imobiliare în momentul în care au siguranța lucrului că vor putea să ducă achiziția, să plătească creditul, se simt confortabil și stabil cu jobul pe care l-au. E un pas important când îți faci o achiziție de 100.000, 150.000 de euro. Ai nevoie de un pic de elan, ai nevoie de niște siguranță. Înțelegerea ciclului te ajută să vezi pașii ăștia în față, da, pe de-o parte. Evident că imobiliarele nu oscilează cum oscilează bursa. Bursa a căzut ieri cu 4-5% în Statele Unite. Nu o să se întâmple astea pe imobiliare. Iarăși, cred că avem o așteptare un pic falsă că se repetă ce a fost în 2010, 2011, 2012, scăderi de 40, 50, 60%. Nu cred că vom fi acolo. De ce? Că România nu e acolo. Da? Avem alți jucători în piață, avem alt nivel de salarii, avem alt nivel de economii inclusiv, da? Ceea ce ne face mai rezistenți din punctul ăsta de vedere. Unde ar putea să fie o provocare este în zona dezvoltatorilor și aici
cu siguranță că tu cunoști mult mai bine, vis-a-vis de puterea lor de a aștepta. Că practic intrăm într-un joc de așteptare. Eu te aștept pe tine să mai lași, tu mă aștept să vină să cumpăr, să vin să cumpăr. Și stăm așa, ne adulmecăm unul pe altul, să vedem care, știi, ne uităm unul ochi, să vedem care clipește primul. Ne mirosim. Da, așa, mirosim, ca să vedem care clipește primul. O să fie interesant durata asta, adică cât de mult rezistă dezvoltatorii fără să facă vânzări, adică dacă au, dacă sunt subfinanțați, de exemplu. Eu m-am uit, unii dintre ei, dezvoltatorii mari, înțeleg ciclurile economice, am niște proiecte foarte bune, locații bune și așa mai departe. Am și eu conexiuni cu dezvoltatori foarte mari care zic, da, m-a scăzut, da, față de restul pieței și arată, uite, că se vinde. De ce? Locația e foarte bună și există în continuare o categorie de oameni care vor să protejeze niște bani de inflație, niște antreprenori care au niște resurse, adică există nișe care funcționează în continuare. Evident că alte nișe s-au blocat. Dar în jocul ăsta de cine clipește primul, e important dacă dezvoltatorul are puterea financiară să reziste în povestea asta. Pentru că dacă se va forma un curent, să zic așa, în care 1-2 încep să cedeze, dacă nu se descurcă cu banii, construiesc cu avansurile de la clienți și dacă nu ți-au intrat niște avansuri o perioadă, te blochezi cu șantierul, deci nu poți să termini, da, construcția, sau banca ți-a mai redus finanțarea, ți-a tăiat linia de credit sau te-a blocat într-un fel sau altul. Situația financiară te poate forța să începi să reduci. Da. Mi-e teamă ca nu... Mă rog, nu neapărat că mi-e teamă, că nu sunt dezvoltator imobiliar, n-am nicio treabă, dar se poate crea, așa cum s-a creat un curent ascendent al prețurilor, în momentul în care, da, când e o piață a vânzătorilor, oamenii găsesc credite, se pot împrumuta, le este ușor să acceseze și atunci prețurile încep să crească, este o spirală ascendentă, fiecare plusează dacă are ce să vândă ca lumea, la fel se poate crea și o spirală la descendentă, da, la vale, pentru că un grup suficient de mare de dezvoltatori care au nevoie de lichiditate se vor bate pe un număr redus de clienți și începem de la mici chestii, cum ar fi îți mobilez gratuit bucătăria și îți mai dau un loc de parcare sau mici oferte, până la o bătaie a prețurilor. Acolo e problema de fapt, pentru că e un loc în care nu mai câștigă nimeni. Da. Da? Și acolo încep să se facă prostii și la calitatea construcției, încep să se facă scurtături și la alte chestii și atunci nu câștigă până la urmă nici cumpărătorul. Da? Se vor face tot felul de scurtături. Da, deci e un joc de așteptare, părerea mea acum, și vom vedea, depinde foarte mult de situația economică mai departe, cum se mișcă inflația, așa se vor mișca și dobânzile creditelor. E o mare legătură între astea două. Eu citesc foarte mult pe Ray Dalio și am văzut câteva lucruri la tine, inclusiv în podcasturile tale, legate de mesajele lui. Uh-huh. Și este unul care mie îmi place și care îmi revine tot timpul în astfel de momente, știi? Indiferent că ești pe creștere, indiferent că ești pe scădere, nu-ți crește costurile mai repede decât veniturile. Uh-huh. Da. Absolut. Și o strategie inteligentă pentru imobiliare de backup, cumva. Uh-huh. Pentru cei care, să zicem, merg pe varianta buy to sell, cumpăr uh-huh. și revând la un moment dat, poți să-ți faci un calcul pe un buy to rent uh-huh. pentru cel puțin o perioadă de, cum a zis Adrian, 3 ani, uh-huh. în care chiria să poată să-ți acopere rata. Corect. Și atunci te gândești cât capital trebuie să pui în achiziție, astfel încât ceea ce rămâne pe care încă finanțezi de la bancă uh-huh. da? Sau din alte surse, să poți să acoperi plata respectivului împrumut printr-o chirie, luându-ți un calcul, mai ai și o taxă de plătit, un impozit de plătit pe sigur. Venit, mai ai și poate o reparație, mici chestii care sunt acolo. Uh-huh. Și în varianta asta, imobiliarele sunt o variantă excelentă de investiție chiar și în momentul ăsta. Pe termen lung, oricum, dacă nu faci prostii majore, imobiliarele au marele avantaj și eu de-aia îmi și plac atât de mult, imobiliarele au marele avantaj că sunt iertătoare, adică nu te zăpăcesc atât de mult dacă nu faci greșeli mari, uh-huh. îți revii relativ ușor. Da? Da. Adică ținând de proprietatea respectivă și rezistând o perioadă, până la urmă ieși de acolo. Mai au și marele avantaj că imobiliarele nu se pot vinde cum se vând acțiunile sau criptomonedele, adică când te-ai panicat, te-ai îngrijorat, s-a luat nevasta mai tare de tine că ce prostie ai făcut, intri, ai că vând ca să scap de gura ei sau nu știu chestii, adică imobiliarele nu sunt investiții de impuls. Da?
Am auzit o vedetă de-a noastră zilele trecute care zicea așa de tare ce m-am supărat că mi-am cumpărat un apartament în Dubai. Să de tot super. Și zic, bă, încă n-am ajuns niciodată atât de supărat. Da, da, parcă aș găsi o altă soluție de a mă relaxa. Zic și eu, nu știu, da, ca idee. Dar în general imobiliarele sunt tolerante cu cel care reușește să reziste. Își revin la un moment dat, ai soluțiile astea de backup în care, bă, ok, nu mi-a ieșit flipul pe care vreau să-l fac, cumpăr la proiect, vând, nu știu ce, s-a blocat, nu-i bai, am o variantă de închiriere sau găsesc o altă soluție. Deci, îmi plac imobiliare, ce să mai zic. Da. Deci, da, practic, vezi că pe de-o parte dezavantajul ăsta că nu sunt neapărat foarte lichide. Da. Nu și mai lichide investiții. Asta e și un avantaj, este și un dezavantaj și un avantaj. Acum, da, e un avantaj că dacă, da, vrei să le vinzi repede, nu prea ai cum. Că, da, trebuie să angajezi un consultant, trebuie, da, să îți facă o evaluare, trebuie să promovezi, să faci întâlnire, trebuie să fie piață. Să încasezi bani, trebuie să fie piață. Da. Și perioada poate să-ți ducă spre 3-6 luni. Sigur. Și atunci îți mai temperează un pic din impuls. Exact. Mai avești o știre pozitivă, te mai uiți un pic și la alții, mai, exact, citești pe Adrian, da, și așa mai departe. Îmi place discuția, Adrian, mersi foarte mult că suntem împreună azi. Uite, aveam pe listă aici de la colegii mei, am vorbit până acum cum ar fi bine să faci lucrurile. Da. Totuși, care sunt cele mai comune greșeli de investiții în imobiliare? Pe investiții sau pe achiziții? Adică achiziție ca să deții sau investiție? Că eu spun asta și în cursul cu Bogdan. Sunt chestii diferite. Chiar dacă sunt diferite la prima vedere, uh-huh, chiar și achiziția o poți cântări în momentul în care o faci și prin prisma investițională. Absolut. Da? Și eu recomand asta la curs. Da. Și atunci, prin urmare, poți să o consider, poți să inclui și achiziția, okay, tangențial, să zicem, în zona de investiții. Uh-huh. Da. Am înțeles. Păi, dacă ar fi vorba de investiție, în primul rând, în primul rând sunt trei elemente pe care oricine trebuie să înțeleagă că nu mai le mai poate schimba la un imobil. Deci odată ce ai făcut achiziția, nu mai poți să schimbi aceste trei lucruri. Respectiv, locația, nu cred că trebuie să mai zicem pe canalul tău cât de important este acest factor. Așa? Nu poți să-ți muți imobilul. Da? N-ai cum să o muți. Da. A doua este structura de rezistență, da? Sau compartimentarea esențială, cum e. Nu mai poți să-l iei, să-l muți tu spre sud, spre vest, să-l, da? Să-l întorci, să-i faci nimic. Așa? Și al treilea este, sunt vecinii. N-aș vrea să ne iau ochii atunci când mergem la o vizionare parchetul din Germania cu ușile din Spania și cu gresia și cu faianță, că pe astea poți să le schimbi, dacă nu-ți plac, nu-ți convin, le schimbi. Focusul trebuie să fie în primul rând pe lucrurile pe care nu mai poți să le schimbi și acolo trebuie să ai mare, mare grijă. Deci asta este un prim aspect. Vecinii sunt foarte importanți și dacă vei locui acolo și dacă vei închiria, da? Pentru că o vecinătate nepotrivită îți creează rulaj de clienți inutil, adică în loc să ai o durată lungă de timp, cu puțină bătaie de cap, cu puține renovări, cu durate moarte puține și așa mai departe, te vei trezi că ai chiriaș, pe proprietățile noastre cel puțin, durata medie este undeva între 6 și 8 ani de zile, da, în care stă o proprietate, mm-hmm, un chiriaș acolo. Mm-hmm. A doua greșeală pe care văd eu că ar trebui evitată este să cumperi proprietatea pentru proprietate și nu pentru chiriaș. La ce mă refer? Ca orice altă investiție, noi vrem să obținem un randament. Da? Și am la dispoziție bursa, imobiliarele, aurul, da? Am la dispoziție o grămadă de chestii. Pot să bag banii oriunde. Cum văd eu lucrurile și cum fac eu lucrurile personal? Caut proprietățile pentru un anumit tip de chiriaș. Da? Adică, nu cumpăr o proprietate și după aceea stau să mă gândesc cui o dau, ci caut mai degrabă proprietatea pentru tipul de chiriaș pe care vreau să-l bag la mine în casă, pentru că de fapt asta facem. Da? Am o proprietate și voi băga pe cineva la mine în casă, e o relație importantă și o relație a trebuit să fie pe termen lung și atunci eu plec întotdeauna de la profilul chiriașului pe care vreau să-l bag la mine în casă. Da? Și aici avem evident diverse profile, poate fi studentul, da? Care înseamnă o locație aproape de studii, mijloace de transport, nu știu ce, mijloace de transport, da? Poate fie mai modestă, mai amărâtă, nu trebuie să fie mare lux, amenajări și mare chestii, așa, dar în același timp este o chirie mică, poate crea niște probleme, da? Îți pleacă, deci vei avea rulaj probabil un an, doi ani de zile, vei avea rulaj de clienți
pe zona asta, poate mai deteriorează, poate mai deranjează vecinii, adică trebuie să înțelegi că te bagi în chestia asta și să ți-o asumi și să cumperi o proprietate pentru genul ăsta de chiriaș. Pentru că dacă ai cumpărat o proprietate bună pentru un student, nu o să poți să o închiriezi unui corporatist sau unei familii cu doi copii sau unei mici firme sau mai știu eu ce. Da? Și atunci înțelegem nișa, e un alt gen de proprietate pentru un corporatist, este un alt gen de proprietate pentru o familie cu doi copii, un spațiu un pic mai mare, locuri de joacă, școli, grădinițe, ce-ți mai trebuie pe acolo, da? Altceva. Nișa care îmi place mie este, sunt imobiliarele de închiriat către mici firme. Asta e nișa care îmi place mie și eu caut, filtrele mele pe site-urile de imobiliare sunt puse specific pentru genul ăsta de proprietăți. Da? Adică mici loc. Firme ca locație mici firme, personal sau ca birou? Ca birou. Ca birou? Ca birou. Da. Deci pe mine mă interesează, asta este experiența mea, asta fac de 20 de ani, am avut cele mai bune rezultate în direcția asta. Mă interesează proprietăți potrivite pentru o companie care are 3, 4, 5 angajați, poate să fie o agenție de ceva, un notariat, o firmă de avocatură, o ceva, da? Care are nevoie de un spațiu. Eu, din punctul meu de vedere, pe experiența mea, mi-am asigurat durata cea mai lungă de timp în care stau acolo, da? Cea mai puțină bătaie de cap, cele mai mici investiții, pentru că eu le dau spațiu liber, ei și-l amenajează, dacă li se strică un birou sau ceva, este al lor, nu este treaba mea, da? Nu trebuie să investesc în bucătării sofisticate și full echipate și sufragerii și televizoare și mai știu eu ce, deci este pur și simplu, îți crește randamentul investiției, evident, da? Da, și o chirie superioară. O chirie este mai bună, omul stă mai mult, mai puțină bătaie de cap, are femeie la curățenie, nu mă deranjează pe mine de fiecare dată când îi se sparge un bec sau când îi se înfundă o țeavă. Adică, în general, au grijă mai mult de spațiu respectiv. Pleacă și mai greu de acolo. Corect. Că una este să oferă un apartament mobilat, vine chiriașul cu geamantanul, nu-i place că și-a schimbat jobul sau nu-i place soției orientarea... și a strâns lucrurile și a plecat în secunda 3, nu e același lucru la genul ăsta de chiriaș. Asta e nișa care îmi place mie. Evident că fiecare poate să meargă pe ce nișă își dorește. Și chiria superioară, pentru că sigur să fie întrebarea asta în comentarii, chiria superioară pe care o primești de la chiriașul firmă, îți acoperă și în continuare la fel de atractivă și impostul care îți crește pe proprietate, pentru că practic destinația fiind non-rezidențială, plătești mai mult impozit pe proprietate. Plătești, dar e nesemnificativ față de ce beneficiu pe care îl obții. Da. Foarte interesant. Da, fain, mișto. Da. Deja cred că cu sfatul ăsta putem să închidem podcast. Dar având în minte, deci eu caut proprietăți pentru chiriașul ăsta. Da? Nu mă bag pe short term rental, pentru că iarăși, și e și asta o nișă, vrei pentru Airbnb, vrei pentru turiști, să echipat trebuie să fie o proprietate pentru așa ceva, locație, amenajare, totul trebuie să fie pentru așa ceva. Pregătit cu toate. Da? Și așa mai departe. Bun. Imobiliare sau alte tipuri de investiții? Ambele. Foarte bun spus. Ambele. La momentul ăsta, portofoliul nostru personal este cam 80% pe imobiliare. Ceea ce poate fi un dezechilibru. După carte e un dezechilibru, da? Dar îmi place ce fac. Mie îmi place să renovez. Adică mă simt bine când transform un spațiu. Unele din proprietățile noastre, dacă ți-aș arăta poze când l-am cumpărat, era, cum zic, educatorii financiari, era o grotă pur și simplu, adică n-ai fi băgat acolo niciun câine, așa, și totuși l-am transformat într-un spațiu de birou, cu ferestre de mansardă și cu un spațiu foarte decent pentru un business. Îmi place să îmbunătățesc lucrurile astea și nu mi-e teamă să iau un spațiu modest sau să iau un spațiu deteriorat sau neîngrijit, pentru că eu, de exemplu, n-aș putea să merg niciodată la vizionări cu nevastă mea. I-ați zic că nu din start. Exact, pentru că mi-ar zice nu din start. Dacă vede parchetul un pic umflat, dacă vede o pată pe tavan, dacă vede o ușă din aia veche sau o sobă de teracotă, hai să plecăm de aici. Da? Eu zic, nu. Exact asta diamantul vrem. Este aici, doar că nu trebuie să dăm un pic la o parte. Da? Cine e dispus să dea un pic la o parte, va găsi și piesele astea. Da? Dar întotdeauna plec de la chiriaș în direcția asta și încerc acum, evident, să balansez partea asta de imobiliare cu alte tipuri de investiții ca să avem un echilibru în zona asta.
Tendințe pe 2022. Unde vezi că se duc oamenii acum pe final de an? Îți țin banii cash? Nu cred. Uite, eu mă întâlnesc cu destul de mulți la cursurile mele, mă întreabă oamenii ce să facă cu banii, cum să țină de ei. Avem un factor pe care nu știu sincer cum să-l apuc, respectiv războiul. Da? Din punctul meu de vedere, știu că suntem la un podcast de imobiliare, dar din punctul meu de vedere, războiul este criptonită pentru imobiliar. Da? Adică pune foarte mulți oameni pe gânduri să cumpăr o proprietate, nu pot să o iau cu mine dacă, Doamne ferește, plec, nu pot să o mai închiriez, nu mai pot să o vând, că nu o să o cumpere nimeni, pot să o asigur, da. Iar ăsta, din punct de vedere al investițiilor, managementul riscului este esențial, să poți să te protejezi, că da, toată lumea vrea chirii mari și randamente să îi se dubleze valoarea apartamentului. Nu există nicio asigurare, nici în România, nici în lume, care să te despăgubească pentru un imobil distrus de război. Doamne ajută să se termine repede povestea asta. Și ăsta este un risc major și este un risc fatal pentru imobiliari. De aceea recomand precauție, ce să zic. Adică suntem cu toți în piața asta, urmărești ce se întâmplă. Pe termen lung, sunt absolut convins că piața imobiliară din România, atenție, nu din toată România, ci din anumite orașe cu potențial, cu potențial economic, cu companii, cu oameni cu bani, cu salarii mari, cu activitate economică, să se întâmple ceva în orașul ăla, prețurile vor fi ok, da? Ca idee. Așa, pe termen scurt, până la sfârșitul anului, nu știu, mai avem 3 luni de zile. Deci oamenii știți că am țin bani, nu? Cred că vor ține un picuț de bani. Cei care iau, iar cei care ar fi vrut să acceseze un credit, și ăștia vor sta un pic în expectativă să vadă până unde se mai duce. Adică, cred că un cumpărător ar vrea să vadă sau ar trebui să vadă un moment de plafonare al dobânzilor, să vadă că ele încep să o ia la vale, că se oprește roborul sau IRCC-ul. Momentan eu nu văd semnalele astea, o să le vedem probabil în creștere și în prima parte a anului viitor. Da? Poate fi o soluție interesantă pe termen scurt, creditul în euro, paradoxal. O variantă, da. Am și recomandat cuiva să treacă pe euro. Dar atenție, am recomandat cuiva ale cărui venituri sunt legate de euro. Da. Deci este un lucru foarte important să înțeleagă toată lumea, că nici euro nu o să stea degeaba. Da? Acum avem pe termen scurt o situație în care s-a apreciat mult leu față de euro. Asta nu ține la nesfârșit, pentru că economia României pusă în balanță cu economia vestului Europei nu e aceeași mâncare de pește. Da? Și atunci, posibil să avem un noroc dat de paradoxal de război, de care vorbeam de vreme, că va accelera tendințele de integrare ale României în UE. Mai sunt două părți foarte importante, este Schengenul și moneda euro. Știi? Okay. Și dacă se întâmplă în următorii 2-3 ani, ar trebui să cam absorbă acest risc. Și atunci se mută cam toate creditele, toate creditele, okay, se mută, care sunt se mută pe euro în final. Cred că vom vedea o creștere și pe euro, și a valorii eurului și a dobânzilor la euro, pentru că Banca Centrală Europeană a început măsuri din ce în ce mai agresive de creștere a dobânzilor. Da. Deci o să se întâmple și acolo niște creșteri. Dar la momentul ăsta, dacă ai veniturile conectate la euro, nu știu, vinzi chestii pe euro sau la prețuri de euro și ai comisioane corespunzătoare, mm-hmm, sau e o legătură acolo de moneda asta, atunci da, alminteri trebuie precauți. Cred că pentru cei care se tem de un deja vu cu momentul 2007, când era în vogă, dacă mai țin minte, creditele în CHF, în franci elvețieni, CHF-ul era și este și acum o monedă oarecum exotică pentru, mm-hmm, pentru UE și un pic greu de estimat. În schimb, euro a crescut, dacă ne uităm 2008 încoace, a avut chiar niște salturi foarte puternice. Deci, ceva încoace, totuși destul de stabil. Uh-huh. Și poate fi o soluție. Nu o recomand neapărat, nu sunt broker financiar. Sau nu. Faceți-vă socotelele. Dar poate face oricine socotele. Faceți-vă un scenariu dacă euro se apreciază cu 20%, uh-huh, vedeți cum vă dă, cum vă dă matematica. Faceți-l dacă se apreciază cu 30%, vedeți cum vă dă matematica. Da? Ne apropiem de final, Adrian, și aș vrea să mai dăm două lucruri interesante pentru cei care ne urmăresc. În primul rând, pe lângă Adriana Sotanie și Daniel Tudor, 3 recomandări de oameni credibili la care să ne uităm când luăm informații legate de educația financiară. Tu pe cine urmărești? De unde ții informații?
Păi, poate fi și internațional și intern. Poate să fie internațional. O să-i zic pe trei internaționali. Îl urmăresc pe Dave Ramsey, care este mentorul meu financiar, să zic așa. Cartea lui mi-a schimbat viața, efectiv mi-a schimbat viața. Din păcate nu se mai găsește în România, se numește Transformare Financiară Totală. Eu am trăit acea transformare financiară totală. Deci eu sunt exact... Cartea aia a fost scrisă pentru mine, sincer, așa. E un exemplu foarte important pentru mine și puteți să-l găsiți pe YouTube, are niște materiale foarte faine. După aceea Ray Dalio, de care ziceai și tu. Îmi place la el combinația asta de experiență economică cu educație istorică și te ajută să înțelegi niște lucruri, de ce se întâmplă, adică dincolo de... în general în economie e multă informație, este și multă vrăjeală, da? Adică sunt analize ale anumitor industrii, anumite consultanți care te pot ghida mai mult sau mai puțin. Când cunoști un pic de istorie, atunci parcă vezi lucrurile mai în profunzime, adică dincolo de da, ce se întâmplă așa. Recomand o carte a lui Tony Robbins, da? Money Master, The Game și de neclintit, foarte importante. Și din România, oameni de la care am învățat foarte mult, foarte mult, i-ai menționat și tu, Valentin Edelcu, Bogdan Dinu, Dan Sulica, Rareș Mihail, sunt o mulțime, n-aș vrea să ratez pe nimeni, Luca, Dezmir, Eusebiu Burca și Iancu Guda, deci oameni foarte faini, de la care învăț în fiecare zi. Și acum, dacă aș deschide un material al lui oricare din ei, mult mai deștept decât mine, jos pălăria, de fiecare dată zic, să mori ocupa asta, nu știam. Da? Deci la absolut orice chestie. Și pentru asta le sunt recunoscător. Excelent. O să dau tema colegii mei să le scriem lui Iancu Guda și lui Luca Dezmir. Nu i-am cunoscut până acum, dar ar fi interesantă o perspectivă și a lor. Și pentru că totuși trebuie să ne întoarcem la ceea ce știm să facem foarte bine imobiliare, aș vrea să văd perspectiva ta pentru un pronostic pentru următorii 3 ani, deci nu 3 luni, nu un an, cum vezi în 3 ani imobiliarele, pentru că poate că mai liniștești așa un pic din cei care ne urmăresc. În următorii 3 ani eu cred că vor apărea niște oportunități foarte interesante pe zona imobiliară dacă ești pregătit pentru el. Da? Și asta presupune practic, pe de o parte, să-ți organizezi finanțele personale, da? După aceea să-ți construiești mai multe surse de venit și o bună parte din veniturile astea să le pui deoparte, adică să le economisești, că degeaba trece căprioara pe în fața puștii dacă n-ai cartușe, vorba aia, da? Și atunci, înțelegând că urmează niște oportunități, ne pregătim pentru asta și financiar. Eu le recomand, de exemplu, cursanților mei, pe de o parte să strângă banii, dar pe de altă parte să meargă la vizionări și să se educe în zona asta de imobiliare. Eu, de exemplu, personal, deși am văzut sute de apartamente, da, în 20 de ani de când fac asta, sute de apartamente. N-am cumpărat sute de apartamente, din păcate. Asta era o așa? Întrebare. Ar fi fost extraordinar, da, dar n-am făcut asta. De ce? Și din lecția 2009-2010 am un apetit foarte mic la risc vis-a-vis de imobiliare pe credit. Adică eu încerc, dacă pot, o cumpăr, ea mea, dacă e să fac un mic credit, îl achit imediat, adică vreau să-mi iau această obligație de pe cap. Așa. Dar eu când mi-am cumpărat apartament, am vândut casa la Corbeanca în 2019 și ne-am mutat la apartament în centrul orașului. Da? Simt că ne-am necăpătat viața. Pentru noi a fost un pas extraordinar de bun. Eu cu nevastă mi-am văzut 70 de apartamente. 70 ca să cumpăr unul. După ce văzusem sute înainte, adică nu era ca și când. Eu am cursanți care zic, nu mă interesează că am văzut o poză pe net. N-are nicio legătură poza cu ce se întâmplă acolo. Și chiar dacă nu e bun apartamentul, întâlnești un agent, schimbi un număr de telefon și zici, prietene, îmi place locația, îmi place zona, știu că ești pe zonă, pentru că în general agenții de vânzări sunt pe zonă, creezi un contact cu cineva care mănâncă pe pâine imobiliare pe zona care îți place ție în fiecare zi. Ai creat un contact, da? Foarte important. Deci, punem bani deoparte, ne pregătim pentru diverse oportunități. Cei care sunt cu credit, o să vedem cum se mișcă condițiile de creditare, pentru că dacă robânzile rămân în continuare sus,
o să se mențină blocajul ăsta, dar în același timp nu te oprește nimeni să te informezi, să intri pe site-uri, să verifici, să mergi la vizionări, da? Ca să înveți despre piața asta, să vezi ce-ți place, ce nu-ți place, ce ți se potrivește, ce nu se potrivește, să te documentezi, pentru că în felul ăsta scade foarte mult riscul achiziției. Da? Excelent. Orice achiziție are un risc. Da? Cumpăr o carte, e un risc, s-ar putea să nu-mi placă, să fie niște prostii pe acolo, da, dar aminte când îți cumpere o garsonieră, două camere, dai 50-100 de mii de euro, cu atât mai mult. Și atunci, urmărind elementele astea, cred eu că vor apărea în următorii 3 ani niște chestii foarte mișto. Fără să uităm cele trei criterii esențiale, și anume locația, structura și vecini. După părerea mea, alea sunt primele la care trebuie să te uiți, da? Și sunt ignorate de multe ori de oameni. Eu recomand întotdeauna să ai notarul tău, da? Sau să ai un avocat, să te consulți. Ei, mi se pare incredibil cum fac oamenii achiziții imobiliare. Vă sună dezvoltatorul, ne vedem miercuri la ora 12, vii la notar cu buletin, mai semnat și ai plecat. Stai puțin așa când cumpărăm Adidas și nu mi-am luat o cămașă. Da? Vreau să văd niște acte, vreau să văd toate actele sau cât mai multe acte posibil, vreau să le vadă avocatul sau notarul meu, nu al tău, adică e un proces acolo, că nu cumpărăm scoverci. Da? Și trebuie multă atenție, pentru că de asta depinde practic succesul investiției pe care o să o faci. Te gândești ce chiriaș vrei să bagi acolo, că îți faci foarte bine socotelele pe randamente și așa mai departe, și în felul ăsta o să cunoști piața. Degeaba vor apărea oportunități. Le-am zis și cursanților astăzi, vin acum de la un curs. Le-am zis, dacă mâine cade piața imobiliară cu 50%, voi ce faceți? Degeaba, da? Nu se întâmplă nimic. Da? Dacă nu ești pregătit educațional și financiar, poate să se întâmple cu piața imobiliară orice. Da? Da. Cum vezi partea de investiții tip pre-sales? Vorbesc foarte mult despre ele și în cursul cu Bogdan Dinu, pe care l-am lansat de curând, anul ăsta. Okay. Și ele pe creștere economică și creșterea pieței sunt fenomenale, au cel mai tare randamente din tot ce sunt imobiliare. Uh-huh. Cum le vezi în contextul actual? Sincer? Onest. Your best shot. Ok. Tăiați la montaj. Deci, trebuie să mă întorc la discuția despre risc în imobiliare. Da? Și atunci, cum mă protejez de risc în momentul în care cumpăr un apartament în fază de proiect sau în fază de șantier? Da? Ok. Riscul vine de unde? Din situația financiară a dezvoltatorului. Și atunci, evident, trebuie să sap, să mă educ și să mă informez, unu, care este experiența dezvoltatorului, da? Care sunt puterea lui financiară. De exemplu, am arătat și la curs, situația, a venit un cuplu la mine, mi-a zis să avem 60.000 de euro, ne-a plăcut foarte mult un proiect care va fi gata la început de 2024, vrem să dăm 50% avans, obținem un discount de 2%, ceea ce la... a bărut un pic cam puțin, așa? Da, e puțin. Da. E un pic cam puțin, e așa. Puțin. Da? Și zic, bun, hai să ne uităm mai în profunzime, înțeleg că v-a plăcut, ce v-a plăcut de fapt. Ați văzut o machetă pe o masă, aia v-a plăcut, că, da? Mai e cale lungă până vedeți proiectul făcut. Și zic, bun, hai să ne uităm mai în profunzime dacă acest dezvoltator e capabil să ducă proiectul ăsta și în situații mai delicate de piață, în care poate banca îi zice, nu mai putem să te finanțăm, mai tăiem din linia aia de credit, sau nu mai au atât de mulți cumpărători care dau avansurile și atunci proiectul se blochează. I-am întrebat dacă nu se termină proiectul ăsta sau se amână încă 3 ani, da? Că în situații de criză, da? Se poate întâmpla. Și sunt și în București destul de multe proiecte și mărișoare care nu-s gata nici acum de la criza anterioară. Da? Deci avem cel puțin două proiecte mari. Au rămas în faliment și oamenii au rămas cu banii dați, da? Și așa mai departe. Bun, și atunci te uiți un pic pe situația financiară a dezvoltatorului, vezi dacă are resurse financiare, are experiență, e la primul bloc care și e omul patron de șaurmărie, a făcut niște bani în perioada asta și hop, hai să fac un bloc. S-a apucat de blocuri. S-a apucat de blocuri, că ce face românul când are 100 de mii? Da? Era vorba aia, că ce face românul când nu mai are bani, schimbă 100 de euro. Acum ce face românul când are 100 de mii, face blocuri. Da, corect. Da? Și atunci, ne-am uitat pe situația financiară a dezvoltatorului respectiv, ne-am luat cu mâinile de cap, adică zero angajați, numai pierderi, numai cheltuieli, adică o chestie incredibilă și zic, bun, care e strategia de exit? Deci dacă se blochează ceva, poate să se blocheze din orice. Da? Vine un nou primar care zice zona asta nu se mai construiește, că nu-mi place puzul, pudul sau ce-o fi pe acolo. Da?
Deci dacă acest proiect, planul vostru, se blochează într-un anumit moment, cum ieșiți de acolo? Și asta e valabil și la bursă, și la aur, și la ce vrei tu, da? Vreau să cumpăr aur. Bun. Hai să vedem de unde îl cumperi, dar o altă întrebare esențială este, dacă vrei să-l vinzi repede, cu el vinzi? Îl pui pe OLX sau nu știu cum se întâmplă, da? Întotdeauna trebuie să ai o strategie de exit, cum ai spus și tu. Bă, nu-l vând, nu fac flip, îl închiriez, mai aștept un pic, mai descurc. Și ei zic, nu, o să-mi dea avansul înapoi. Când te uiți pe situația financiară a dezvoltatorului, vezi că băieții n-au de unde să-ți dea niciun ban înapoi. Deci trebuie să fii precaut, pentru că perioada este de așa natură. Cum ziceai și tu, la începutul ciclului economic, când avem creștere, atunci este excepțional, da? Ai mai multe portițe de ieșire, este o piață efervescentă, da, vei ieși repede, dar cum am pățit eu cu terenurile, de exemplu, da, terenuri cumpărate 2006, 2007, 2008, 2009, toți cumpărătorii dispăruseră, nu mai răspundea nimeni la telefon, nu mai era nimeni interesant, toată lumea ținea de bani, da, te blochezi total. Și atunci, pre-sale poate să fie o variantă interesantă pe dezvoltatori foarte buni. Deci pe proiecte cu locație mișto, cu dezvoltatori cu experiență, are un track record, da? Lumea știe, își dorește. Sunt dezvoltatori în București și în România, unde oamenii caută să lucreze acolo, caută să cumpere acolo. Marea majoritate a dezvoltatorilor, că o fi blocul ăsta, că o fi ăla de lângă, că o fi ăla de lângă, nu e mare lucru, adică nu e pe așa. Dar sunt anumite proiecte în București unde cumpărătorii zic, eu acolo vreau să stau, în blocul ăla, da? Vreau să stau în comunitatea aia cu dezvoltatorul. Știu că face treabă ca lumea, știu că blocurile sunt construite ca lumea. Da? Și astea vor fi de succes întotdeauna. Deci dezvoltatorii cu experiență și care livrează chestii faine, ăștia vor trece și peste crize, da? Și vor depăși toate momentele. Vor fi un deal bun pentru toată lumea. Super! Adina, mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi și cred că a fost discuție cel puțin educativă și am învățat lucruri. Paradoxal, okay. Sunt în imobiliare și tot timpul așa mă surprind pe mine că văd lucruri noi. O să testez și eu treaba asta cu filme. Te mai așteptăm pe la noi în viitor. Vreau să vedem cum se așează și economia în următoarele luni și să mai vorbim post această perioadă de iarnă care e așa un pic neclară în față. Până atunci, multă baftă în ceea ce faci, să-ți iasă, să ai cu mai mulți clienți, că România are nevoie de educație financiară. Absolut. Da, absolut. Foarte multă nevoie. Și nu, ne vedem pe la evenimente și în podcast-uri. Sigur. Cu siguranță. Sigur. Mersi frumos. Cu tot dragul, lângă noi a fost Adriana Sultanie. Să-l reinvităm în viitor prin multe comentarii. Lăsați comentarii aici și like-uri. Și în continuare vă recomand să ne urmăriți în fiecare săptămână, pentru că venim cu materiale bune, de calitate și informate despre imobiliare, construcții noi, vânzări, domenii conexe și oameni faini. Toate bune! Ciao!